Braconierii au distrus patrimoniul natural din zona lacurilor Costinești și Micolosc, de unde au pescuit ilegal kilograme întregi de pește din speciile guvid, caras și crap. Scoate-mă toate alea, se împute de lucrare de el. Scoate tot ce are din el acolo. Dacă tot o desfaci și faci o treabă. Urmau să ajungă pe Piața Neagră de consum, însă polițiștii i-au oprit la timp pe braconieri. Zeci de persoane bănuite de pescuit ilegal s-au ales cu dosare penale, iar cei de la Poliția de Frontieră au descoperit o întreagă gamă de instrumente de pescuit, care nu sunt permise în țara noastră. Pe lângă plase de pescuit și cuștile metalice, lucrătorii gărzii de coastă au confiscat și două embarcațiuni cu motoare, perechi de vâsle, un rezervor și o baterie auto, bunuri evaluate la aproximativ 17.000 de lei. Peștele braconat, mai bine de 100 de kilograme, a fost predat spre valorificare societăților de profil.